Da, bună ziua. Iată că vorbim despre focuri de armă la Palatul de Justiție din Milano. Nu este vorba despre un atac terorist, ci de o răbufnire de furie a unui bărbat care era aflat în sala de judecată. Cum spuneam, un om anchetat pentru fraudă a tras după ce avocatul său a renunțat să-l mai apere, se pare că de furie. El a tras mai întâi asupra unia dintre martori, apoi spre oamenii aflați în sală. Din primele informații pare că ar fi vorba despre doi morți și un rănit. Apoi bărbatul a fugit și este căutat acum în interiorul clădirii. Forțele de ordine au evacuat Palatul de Justiție. Zeci de oameni sunt acum în fața clădirii și atacatorul este căutat în aceste clipe. Destul de greu de înțeles, Ștefan, cum a pătruns în Palatul Justiției cu arma la el, bărbatul respectiv. Da, nu se știe, nimeni, am văzut presa din Italia se întreabă dacă nu există detectoare de metal la intrarea în această clădire. Se pare că nu există din moment ce a reușit să strecoare arma. Pe de altă parte, dacă a venit cu arma de acasă, ar putea fi vorba despre ceva premeditat și nu despre o răbufnire de furie. Sunt sigur că mai multe detalii vom afla în orele următoare. Mulțumesc, Ștefan, pentru detaliile oferite. Așadar, în Italia, în Palatul de Justiție din Milano, un bărbat aflat în proces de faliment a deschis focul, a ucis doi oameni și a rănit altul. Cel puțin astea sunt primele date venite de acolo. Urmărim subiectul și vă ținem la curent.